astăzi vremuri în care se vorbește despre faptul că dependențele au pus stăpânire pe societate, iar în special drogurile au atins segmente din ce în ce mai firave ale populației. Datele statistice ale Agenției Naționale Antidrog arată că în 2022, peste 10% din populația de la 15 la 64 de ani consumase cel puțin o dată o substanță psihoactivă, iar cei mai vulnerabili din perspectiva inițierii consumului sunt adolescenții. Și, din păcate, locul din care sunt recrutați viitorii consumatori este școala. Peste 20% dintre cei care consumă droguri injectabile sunt infectați cu HIV la ora actuală și 70% cu virusul hepatitei C. Cum este munca cu cei care își doresc să schimbe un astfel de destin și ajung să acceseze un tratament, aflăm de la părintele Tudor Gheorghe, asistent social-terapeut și preot de caritate la Centrul de Terapie și Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri, Sfântul Stelian. Părintele este autorul primei curicule de competențe în adicții pentru medicii de familie, are două doctorate în management, asistență socială și psihoterapie și în tratarea dependenților de alcool și jocuri de noroc și este autorul mai multor volume de specialitate și a publicat recent un manual de psihoterapie ortodoxă. Doamne ajută, părinte, bine ați venit la Oamenii Timpului! Doamne ajută, să rămână! Cât de mare este această plagă a consumului de droguri, părinte? Această rană pe care inclusiv societatea românească o trăiește de ceva vreme și cât de jos ca vârstă poate să meargă? În primul rând, flagelul drogurilor a început să ia amploare după 1989. La început am fost o țară de tranzit, o țară de tranzit denumită Ruta Balcanică, iar încet, încet am devenit de la o țară de tranzit, o țară de consum și astăzi suntem cu adevărat, din păcate, o țară de consum și de tranzit. Acest flagel aduce cu sine spectrul și toate categoriile populației. În experiența mea, totuși, dacă puteam face următoarea clasificare în urmă cu un an, doi, trei și împărțeam consumatorii în trei categorii. Foarte bogați, care erau și vânați, foarte săraci, genul ferentari și zone sărace, și artiști. Din păcate, acest clasament nu mai există astăzi, adică nu mai există o graniță să spui că o anumită categorie, o anumită secvență a populației este atinsă de flagelul drogurilor. Și sunt consumator de la... Cel mai tânăr consumator din România a fost undeva la 10 ani, Agenția Națională Antidrog, și cel care a ajuns într-o cameră, de exemplu, într-o cameră de urgență la Floreasca, la toxicologie, povestea un medic de acolo, 13 ani și tot așa. Din păcate, a coborât foarte mult și principalul bazin de recrutare a viitorilor toxicomani este școala. Și sunt copii care intră în lanțul acesta al traficului de la 10, 12, 13 ani, chiar sunt încântați pentru că nu intră în sfera penală și devin distribuitori și consumatori. Din păcate, nu este o glumă, nu este doar o problemă de sănătatea populației, ci o problemă mai ales de sănătate mentală, ci, în primul rând, reprezintă o graniță între viață și moarte. Pentru că consumul de droguri aduce cu sine ultima destinație, și anume sevrajul și decesul. Ca să nu mai spunem de calitatea vieții. Calitatea vieții unui toxicoman se degradează începând, eu spun, cu primele încercări de satisfacere a curiozității și de tentației de a consuma. De atunci, viața ta intră pe o pantă descendentă. Da, v-aș întreba, pentru că dumneavoastră lucrați în acest centru de terapie și tratament al toxicodependenților Sfântul Stelian. Da. Cum este munca dumneavoastră de zi cu zi la centru? Munca de aici nu este o muncă plictisitoare. Nu este o muncă lineară, este o muncă cu multe urcușuri, coborâșuri, cu durere, cu bucurie, dar în același timp este o muncă care îmi aduce multă putere de la bunul Dumnezeu și multă satisfacție în momentul în care cel care a venit fie merge într-un program substitut,
un program de ajutor, substitut cu metadonă, fie chiar sunt cazuri fericite în care este într-un program de abstinență, merge la Narcotici Anonimi, Alcoolici Anonimi, Jucătorii Anonimi. Munca este o muncă cu un consum sufletesc și energetic foarte mare. Trebuie să ai tinerețe, trebuie să ai creativitate, trebuie să ai credință în Bunul Dumnezeu că îți dă putere să răzbați. Pentru că sevrajul aduce cu sine depresii foarte puternice, sevrajul aduce cu sine, pot să spun chiar adevărate, hai să le spunem, oprirea ale vieții. Efectiv, cel care ajunge în sevraj poate să o ia de la zero sau poate să cadă din nou și dependența are două componente. Dependentul, toxicomanul, consumatorul, cel care are un comportament adictiv, dar mai are o componentă mult mai sensibilă, care într-un fel și ea se îndreaptă către ajutor și către Dumnezeu, codependența familiei. Da. Familia îl aduce la spital după ce descoperă că este toxicoman și când nu mai știe ce are de face cu el. Uneori tinerii sunt aduși în urma unor certuri cu părinții, în urma unor scandaluri, fie sunt aduși cu poliția, fie uneori sunt aduși ca și promisiune a unor negocieri între părinți și copii și am zis, uite, asta este un contract terapeutic. Ați învățat, tu ai ascultat de mama și ai venit la spital, ea a ascultat de tine și deja începe să reînvățați legătura dintre voi. Pentru că există în terapie o alegere. Nu există o impunere. Calea aceasta vindecării este o cale în care cel care alege conștient este dependentul. Nu o poate face, în schimb, în sevraj și nu o poate face când mintea lui este plină de drog. De aceea, detoxul, venit în spital și acele zile de tratament psihiatric, de tratament substitut și de psihoterapie, de ergoterapie, de consiliere spirituală, de terapie de grup, îl face să conștientizeze problema de sănătate pe care o are și începe să meargă pe calea vindecării. Cum abordați dumneavoastră un consumator de droguri? Care este area dumneavoastră de expertiză acolo în centru? Prima dată am fost angajat ca asistent social principal terapeut și ca preot voluntar în alta binecuvântare a prea fericitului părinte Daniel. Undeva asistent social am luat examenul la 1 august și preot de caritate m-am transferat de unde eram la 1 septembrie, când am venit și în facultate. Vreau să vă spun că întreaga activitate din centru nu este o preoție ca la parohie sau ca în alt spital, sau este o preoție de linia întâi în care, să vă spun cum, când pun reverenda. În primele zile când am ajuns în Sfântul Stelian, mergeam pe secția de adicții și la un moment dat am luat un pumn și un tânăr îmi zice, tu ești Dumnezeu, ai venit să mă judeci, încă mai avea halucinații și alte lucruri. Și mi-am dat seama că nu trebuie să ies în evidență față de cei de acolo și am pus halatul cu asistent social doar. Există mai multe etape ale câștigării încrederii pacientului, tânărului. În primul rând, merg ca asistent social, îl ajut pe el și familia în ceea ce înseamnă asigurare de sănătate, în ceea ce înseamnă posibilitatea de a merge apoi la un centru post-cură, deși sunt foarte puține în țară, în ceea ce privește locurile de muncă. Și apoi merg la ore de terapie de grup și dacă nu sunt vechi sau unii dintre cei vechi care au venit în recădere știu că sunt părinte, la sfârșit îl spun. Ați vrea să ne și rugăm cei care aveți credință? Și apoi le spun, uite, sunt și părinte și după putem coborâ și la capelă, ne putem ruga și hai să vedem cât ne ajută. De exemplu, sunt pacienți care zic, n-am mai găsit niciun ajutor. Și asta există un ajutor infinit. Dumnezeu. Și am zis, hai să-ți mai spun ceva. Într-un fel, sfinții sunt așa ca niște medici specialiști, fiecare aduce cu sine. De exemplu, am foarte mulți părinți care se ceartă cu copiii și copiii care se ceartă cu părinții. Și am zis, aveți două sfinte care vă ajută foarte mult și vă rezolvă această problemă.
Și am pus fie părinții pe de-o parte, fie copiii pe de-altă parte, să facă acatistul Sfintei Mare Mucenice Filoteia de la Curtea de Argeș, omorâtă de tatăl ei și care împacă părinții cu copii, și al Sfintei Mare Mucenice Cristina, aruncată de părinți în arena cu lei. Și de aici vine iertarea, faptul că unii părinți nu au stat în genunchi, faptul că nu s-au rugat până atunci, sau faptul că ziceau, Doamne, ajută-mă, în momentul în care le-am zis, uite, aici, doi, ce ai făcut tu, de exemplu, mai departe, ce probleme mai ai? Îl vedem pe Sfântul Efrem cel Nou, unii au și alte boli și sunt cu hepatită, sunt cu HIV și alte lucruri și uite, ne rugăm la Sfântul Nectarie, ne rugăm la Sfinții Vindecători și ne dă putere. Acest mecanism al rugăciunii reprezintă un izvor inepuizabil, pentru că nu are limite și în momentul în care omul începe să roage, găsește o speranță de care uitase. Față de limitările tratamentului sau a psihoterapiei, nu? Vine ca ceva de suport în plus. În momentul în care omul zice, am venit a doua oară, am venit a treia oară, în momentul în care omul începe să roage, începe să aibă speranță. El vine ca un tratament adjuvant, dar ca o terapie de suport care are acea potență, acea posibilitate de a trezi resurse interioare pe care tânărul nu le-a avut înainte. Rugăciunea înseamnă meditație, înseamnă autocunoaștere, după care mergem în zona de aprofundare și mergem la taina spovedaniei, unde îi spun, harul bunului Dumnezeu te face să nu mai ai păcatele acestea, tot ce ai furat, tot ce ai făcut până acum, să nu mai ai conștiința plină și Duhul Sfânt aștept ca un burete toate păcatele și tu ești nou născut, începi o viață nouă. Ei, această idee bine pusă la momentul potrivit în sufletul celui care s-a spovedit că el este un nou născut și că o ia de la zero, mai ales pe toxicomanii ajută foarte mult. În momentul în care spun, da, uite, te-ai iertat, te-ai împăcat și cu mama, te-ai iertat și tu, te-ai iertat și mama, te-ai iertat și tata, dar mai presus de toate, numai că te-a iertat Bunul Dumnezeu, ci fiecare spovedanie a noastră este un al doilea botez, un botez permanent în care tu renaști de la început. Dacă nu te naști din apă și din Duhul Sfânt, nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu prin botez. Spovedania este o renaștere permanentă. Botezul lacrimilor aduce nu numai căința, ci posibilitatea de transformare și de a învăța o nouă viață. Este ca și cum începi din nou să pățișești de la zero. Eu am învățat foarte mult în timp de la ei. Inclusiv Calea Vindecării, cartea Elemente de Psihoterapie Ortodoxă, nu a fost scrisă de mine, ci a fost scrisă de întreaga atmosferă și întregul timp pe care l-am petrecut în spital. De obicei stau când nu am ore la facultate, de dimineața până la 5-6. Și fiecare tânăr aduce cu sine noi modalități. Unul pictură, etc., altul sport. Avem un foarte bun profesor de terapie prin sport și kinetoterapie, avem ore de art-terapie, deci există o paletă întreagă. Este, în primul rând, foarte importantă munca psihiatrului care stabilește tratamentul, astfel încât, știți cum este un toxicoman? O să vă surprindă, eu spun că un toxicoman este un om, și-am spovedit mii de toxicomani, un om cu puține păcate. Nu judecă pe altul, doar că uneori mai fură sau mai face alte chestii să-și facă rost de doze. Este un om care întreaga lui energie și o dozează să satisfacă următoarea doză. În momentul în care îi găsește alte preocupări, el se redescoperă. Este tânărul, să știți că foarte mulți dintre ei au facultate, sunt foarte deștepți, sunt foarte sensibili. Spuneam de lumea artiștilor și spuneam de copiii sensibili care au venit în căutări. Există, din păcate, și o tendință de revrăjire a lumii, de șamanism. Vreau să vă spun că există un consum ritualic de ciuperci, de alte lucruri, care uneori este favorizat în team building-uri chiar și de multinaționale, chiar și de moda aceasta de a... De exemplu, am vorbit cu unii și azi l-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa, zis, mi s-a deschis glanda pineală sau, eu știu, l-am văzut, etc., etc. Și am zis, da, dar asta este un surogat.
Spuneați dumneavoastră că tinerii ajung în acest centru fie aduși de părinți, fie în momentul în care conștientizează că trebuie să facă ceva, deci e un act de voință proprie, începutul tratamentului, așa este? Da, acolo e cel mai mare succes, când este un act de voință proprie. Însă există și situații în care tânărul își poate pune în pericol propria viață sau viața celorlalți. Atunci este adus de poliție și există comisii și lege speciale de internări non-voluntare, în care o echipă hotărăște internarea și este foarte bine tratat medical, astfel încât să devină, dintr-un pericol social și un pericol pentru el, să devină funcțional. Este tragic pentru că vedeți și lucrați în mass media, vedeți tineri care se zbat pe stradă, de exemplu, pe vremea noilor substanțe psihoactive, nu etnobotanice, este greșit spus, etnobotanice, și sunt multe noi substanțe psihoactive care efectiv distrug, ajung copiii cu degradare neuronală până la 20%, cu paralizii din masa neuronală, și este o tragedie. De aceea, legiuitorul a fost foarte înțelept și a făcut această lege a internării non-voluntare, astfel încât să salvăm, da, individul, pacientul. Care sunt cele mai periculoase droguri? Eu vreau să vă spun ceva. Clasamentele medicale și științifice spun că sunt droguri ușoare, droguri de risc și droguri de mare risc. Eu spun că toate drogurile sunt periculoase. Și alcoolul, și fumatul, și mai ales drogurile de risc și de mare risc sunt periculoase, pentru că, de exemplu, poate fi un pacient care rezistă un timp mai îndelungat, dar tot ajunge într-o situație de sevraj la alcool. Și vreau să vă spun că sevrajul la alcool este mult mai greu decât sevrajul la alte droguri și se poate muri mai des din sevrajul de alcool decât din sevrajul de la droguri. Și de aceea, dacă vedeți pe cineva mor de beat, cum zicem noi că etichetăm, sunați la 112 și chema salvarea. De fapt, oricând vedeți pe cineva în situația asta, chema salvarea, pentru că există o șansă, ajungând într-un centru la noi, la Obreja sau în celelalte centre, sau în țară, într-un spital de psihiatrie sau într-o secție de ATI, într-o secție de toxicologie, salvăm vieți. Dar să spunem așa, drogurile care au făcut ravagii. Sunt droguri care au dus cu sine, de exemplu, pe vremea așa ziselor legale, magazinele de vise, care sunt noi substanțe psihoactive, când se drogau foarte mulți, nu cu droguri clasice, heroină, cocaină, ecstasy, etc., care sunt foarte periculoase, a crescut numărul pacienților infectați HIV de 5 ori. Deja se pierdea foarte mult controlul, era ceva, tot ce, cum ai spus, dăm copiilor prea ușor lucruri, tot ce era legal și facil aducea cu sine multe probleme de sănătate. Ceea ce privește, așa zis, droguri mai ușoare, cum ar fi celebra iarbă, vreau să vă spun, dragii mei, nu mai încercați, pentru că iarba nu mai este iarbă, ci este stropită cu alte lucruri, care generează foarte repede dependență. În ceea ce privește noi substanțe psihoactive, cred că ați auzit pe la televizor, ce acum la modă și face ravagii, este un drog care se numește cristal, care este foarte periculos și se instalează foarte repede dependență. Repet și mă repet, nu există droguri ușoare. Drogul, alegerea drogului, înseamnă un atentat la propria viață și la propria sănătate. Un propriu atentat. Care este principala cauză pentru care oamenii ajung să se drogheze? Cauzele sunt multiple, dar le putem împărți în câteva direcții. Una dintre cauze principale este aceea a lipsei de afectivitate. Acolo unde părintele nu mai pune timp și pune doar bani, acolo unde colegul nu mai pune timp și pune doar interese, acolo unde copilul este lăsat de izbeliște, unde nu-și mai găsește locul, unde nu are suport în mamă, în tată, în ceilalți, în frați, unde afectivitatea este precară, este una dintre cauze. Doi, moda.
Adică, dacă nu ești cool, dacă nu intri în acel val care te duce, ești exclus. De aceea apare în școală, în comunitate, în cartier. Școala, cartierul este locul în care tânărul învață toxicomania, învață comportamentul de consum, coping-ul. O altă cauză este, aici la modă putem pune și bullying-ul, excluderea din grup. O altă cauză este aceea este demnă și aceasta de luat în seamă, a sensibilităților, a predispozițiilor, nu neapărat spre boli psihice, ci a predispozițiilor spre căutări, spre filozofie, artiști, spre artă, spre alte lucruri, și în momentul în care există niște limite, forțează aceste limite. Nu știu dacă știți, de exemplu, că celebra poezie, există o mărturisire, Riga Crypto și Lapone Angel, a fost scrisă sub influență eterică și a fost o modă în lumea scriitorilor la un moment dat, consumul de eter. Dar tinerii, în momentul în care au un gol, eu spun așa că afectivitatea este principala cauza începerii consumului, pentru că sufletul acela este prăbușit, este un gol, nu mai are nicio ancoră de care să se țină. Colegii bullying, tata și mama pune presiune pe școală, profesorul nu-l susține, sau el însuși își dă, să spunem așa, măsura teribilismului. Da, da, da. Curiozitatea omoră pisica, da. Da. Își dă niște voi. Ce ar fi dacă colegii mei fumează o iarbă să nu fumez și eu? Acesta este și motivul pentru care cei mai mulți, la cei mai mulți adolescenți are succes acest... Da. Adolescența e o apropo de cultură și de modele, de pseudomodele și de false modele, putem spune că și muzica aduce cu sine o favorizare a consumului. Dar sunt și artiști care se implică în combaterea, în prevenție, da. Și sunt de lăudat. Dar există un gen de muzică care zice că e cool să fumezi iarbă, să etăcă. Însă nu te apuci de consum doar de la o muzică. Sau nu te apuci de consum doar că este celălalt coleg, decât dacă tu însuți ai în spate. Da, da, niște tare. Care motivul care nu ține de el. Caută să obține starea de bine. Adică, păi și... să zicem așa, încearcă ca un antidepresiv. Prin curiozitate, caută altceva. Experimentează. Ori tânărul trebuie să experimenteze și să câștige adrenalina și prin sport, și prin creativitate, și prin muzică. Avem o grămadă de alte posibilități de alegere. Eu când vorbesc cu ei zic, dar hai să vedem. În toți germenii Duhului Sfânt și Harul Duhului Sfânt a pus în fiecare un talent. Hai să vedem ce-ți place. Ești bun la muzică? Fă muzică. Scrii versuri, scrie. Citește. Ești bun la îndemânare? Apucă-te și construiește ceva. Fă ceva. Pentru că sunt foarte dezorientați. Și aleg drogul ca... nu doar ca un divertisment, deși curiozitatea și divertismentul este principalul lucru, și ca o posibilitate de a fi mai fericit și a avea o viață mai ușoară. O fugă. Aleg drogul ca o fugă de realitate. Adolescența este o perioadă a vieții cu multe întrebări și cu multă dezorientare. Totuși, ce-l poate duce pe un adolescent în extreme? Adolescența este vârsta de aur. Este vârsta în care poți să faci totul, în care cucerești lumea. Poți să distrugi tot. Și poți să distrugi totul, aveți dreptate. Așteptările tânărului sunt foarte mari. Numai că deja la adolescență el încearcă să începe să zboare. De aceea există întotdeauna o ruptură cu familia. Toți își declară o independență față de cei de acasă. De aceea aș fac grupuri ale lor de muzică, de citit, de etică. Ceea ce este natural. El vrea să devină un individ, o personalitate, un om. Ruperea aceasta trebuie făcută astfel încât mama și tata și cei, familia spune, bun, tu iei pe niște căi, nu de drog, creație ce vrei tu,
Dar trebuie să știi întotdeauna că aceste drumuri pot deveni la un moment dat un cerc. Tu aici oricând poți să te întorci. Noi suntem cei care ți-am dăruit totul și te-am educat și care nu te ținem închis în acest pumn care este familia, ci îți dăm drumul să zbori. Numai că tu trebuie să vezi cum zbori astfel încât să nu te dezorientezi total, să nu mai ajungi înapoi în cuib. Spuneați ceva mai devreme că ei caută o stare de bine prin administrarea unei doze. Fericirea este o stare pe care trebuie să o atingem așa, nefăcând nimic, doar luând, nu știu, ceva pe gură și atât? Ați spus foarte bine. Cam asta ne învață societatea de astăzi, să obținem foarte ușor lucrurile și ne plictisim foarte repede. Și de aceea, după prima doză vine a doua, apoi două, trei doze nu-ți mai ajung, vin foarte multe, după care vine durerea, vine cracul și vine zona de sevraj și de se ajunge încât nici 10 doze nu-ți mai dă nici măcar starea pe care o aveai înainte de a te droga și ești deja în depresie și într-un iad. Și starea de sevraj este plină de durere. Da. Fizică. Da. Ar trebui să ne iubim foarte mult mamele. Și ca să înțelegeți de ce unii ajung la un moment dat într-o stare de suicid, vreau să spun că durerea de oasă și tot ce înseamnă într-un sevraj, și am zis să vă iubiți foarte mult mamele, durerea unei naștere este ca și cum ți-ar scoate un dentist din evul mediu trei măsele fără nimic, pe viu. Ori, în unele sevraje au fost măsurate durerile în care unii s-au dat cu capul sau au încercat alte lucruri, se ajunge la echivalentul a trei nașteri. Da. Deci sunt dureri incredibile. De aceea, în sevraj trebuie asistență medicală și administrarea de tratament foarte bun și în cunoștință de cauză. E important să punctăm aici că această fericire nu e de fapt o fericire. Nu este, este, cum se spune, este o alegere greșită și este drumul spre iad, este pavat cu intenții bune, este o căutare care nu îți va da fericirea. Și este o pseudo-fericire și este o autopăcălire. Este un pact pe care îl faci cu ceva care nu există. Pe când starea de fericire se poate obține prin multe alte lucruri. Inclusiv rugăciunea aduce cu sine o stare de fericire reală. Dacă vorbim de prevenție, părinte, care ar trebui să fie prima formă de prevenție pe care noi, societatea, am putea să o luăm? Educația, informarea. A fost un lucru extraordinar prin legea în care publicitatea la tutun nu s-a mai dat voie. Sau și mai bună a fost legea în care nu mai poți fuma în spații închise. Măcar această lege a adus cu sine ani mai mulți de viață. Pentru că nemai putând să fumezi într-un spațiu, ai un timp în care nu fumezi și îți desfășori activitatea și măcar ai niște pauze care te poate ajuta la o viitoare abstinență. De cum? Ai rezistat la serviciu 8 ore? Bun, hai să vedem și după. Deși românul e inventiv și își găsește pauze, dar ideea este că totuși nu mai poate fuma oriunde și oricând. E un lucru extraordinar. Vreau să vă spun că dacă s-ar da o lege cu privire la interzicerea reclamelor pentru pariuri și jocuri de noroc, ar fi extraordinar. Putem vorbi și despre acest flagel. Dar cum îi explică unui tânăr că tentația drogurilor și consumul lor de acum va avea repercursiuni mari pe viitor? Prin ce mijloace pot să-i aduc la cunoștință cât de mult se va distruge viața lui dacă va porni pe acest drum? Ce stă în puterea mea să previn, să nu mă trezesc într-o zi ca părinte? Stă. De exemplu, tânărul are foarte bun prieten, arată acolo un telefon. Îi pui pe WhatsApp efectele devastatoare, îi pui filme care sunt publice, ce se întâmplă, ce boli poți să iei, îl informezi. Și spui, vrei să alegi lucrul ăsta? Mamă, eu te iubesc și vreau să trăiești viața frumos. Dar uite, dacă tu ți-asumi lucrul ăsta, aici ajungi, nu-i interzici. Odată îl informezi. Doi, îi arăți că ești dispus să petreci un timp cu el și să-l întrebi ce-i place lui să facă. Și spun, vreau schi, vreau ciclism, vreau hipism, vreau să călătoresc sau
încerc la un moment dat, poate o să-și breveteze această tehnică terapeutică. Am o tehnică care se numește terapia celor 5 priorități. Și pun să scrie 5 priorități sau 5 lucruri care vor să se întâmple cu adevărat în viața lor. Prima dată, 70% nu știu ce vor în viața lor, decât găsesc una, două, trei. Nu reușesc, într-o jumătate de oră, să scrie 5 lucruri care și le doresc cu adevărat să se întâmple în viața lor. Nu se cunosc pe ei. Asta e o problemă. Oamenii devin ceea ce vor alții să devină. Avem o mare problemă a definirii identității personale în rândul unui tânăr, poate chiar și în rândul nostru. De exemplu, suntem modele create de modă, de televiziune, de internet. De mai puțin de educație. Mai puțin de educație. Dar nu dezvoltăm acel har al personalității. Fiecare suntem unici. Acela în care zici, băi, tu ești tânăr, tu poți să faci tu. De ce să te îmbraci tu ca ceilalți? Alegeți tu haina. De ce să fiți toți la fel? Deși numai e uniform, aproape că e uniform. S-a întors pe dos, da. Eu am încredere. Eu vreau să vă spun că și acești tineri care s-au vindecat s-au luminat. Și eu am încredere în tânăra generație pentru că toți am fost tineri. Dar n-am avut atâta spuneți dumneavoastră. Da, nu am avut cunoștință de ele. Poate ele existau. Nu atât de mult. Sunt de când lumea și pământul. Da. Dar nu am avut cunoștință de ele, nu am avut acces la ele atât de facil. Trebuie să le explicăm că e moarte. Exact ca la Adam și Eva. Dacă vei gusta din acest pom, vei muri. Deci nu trebuie să ne dăm după deget, nu trebuie să acoperim realitatea aceasta. Și o spune, dragul meu, poți să faci orice, dacă faci asta, mori. De ce nu este considerată, părinte, o urgență națională? Dacă ar fi considerată urgență națională, ne-am unit cu toții și am face o lege. După droguri vreau să vin la pariuri, unde vreau să vă spun că stăm pe un butoi cu pulbere, nu la adolescenți, ci la oamenii, la sănătatea mentală și la viața și la tot ceea ce înseamnă a tinerilor după 26 de ani până la 50 de ani. Vreau să vă spun, și cred că ați văzut și dumneavoastră, seara când treceți, azi suntem farmacii, bănci, dar acum au foarte multe agenții de pariuri, da? Da, așa este. Și vedeți că e coadă. Dacă pe vremea lui Ceaușescu aveam coadă, acum vedeți, oriunde ar fi o agenție de asta, vedeți că unii, ăsta e serviciul lor, se duc acolo și stau pe afară și se uită cum e meciul sau cu tare. Cred că nu doar legiuitorul, dacă ar deveni o prioritate națională și Agenția Națională are proiecte și tot așa, ar însemna ca fiecare dintre noi să ne aplecăm, să ne informăm copiii și pe ceilalți că drogul înseamnă moarte. Și doi, ar însemna ca fiecare dintre noi să creăm multe alte alternative. Noi nu prea aducem nimic. Aici e drogul și distracția și aici nu avem nimic. Noi ar trebui să punem aici de 3 ori mai mult decât aici. Multe lucruri. Și sportul ajută foarte mult. Tânărul are energie extraordinară. Și implicarea lui în dezvoltarea de proiecte. Și ați văzut că de la o vreme au început unei ONG-uri și chiar și statul să dea start-up-uri, să deschidă această posibilitate ca această energie creatoare a tânărului să ducă în economie, în lucruri bune. Și mai vedem și în capitalism peste tot, în capitalismul ăsta din America, unde tineri au reușit foarte mult. Noi nu reușim să focalizăm, să ghidăm energiile acestea creatoare ale tinerilor către lucruri bune. De ce? Pentru că nu punem nimic. Aici avem, pe de-o parte, distracția, drogurile, manelele, banul foarte ușor câștigat, banul ca etichetă socială, nu ca valoare a muncii. Unui produs și ca recompensă. Banul trebuie să fie în sine ca o recompensă aceea și ca un mijloc de existență, nu ca o etichetă socială. Dar toate acestea înseamnă muncă, timp petrecut cu ei. Înseamnă... Și unde ar trebui să se lucreze cel mai mult? Ce zonă, ce parte a societății? Mai mult părinții, multe școala? Sau... Școala, ONG-uri, biserica, familia. Cred că cu toții ar trebui să lucrăm în creșterea și educarea acestor copii, că ei sunt viitorul nostru. Și nu stigmatizant așa, zic, bă, te-ai drogat, te-ai încurcat-o, zic, băi, lasă drogul acolo, o adicție trebuie ocolită și hai să venim noi cu o grămadă de alternative pentru tine. Deci, cu alte programe cuvinte... guvernamentale, da, de educație, de petrecerea timpului, tabere, și biserica a făcut multe tabere în care tinerii merg și
petrec timp împreună și se descoperă unul pe altul și creează și se întâmplă multe lucruri bune. Însă vreau să vă spun despre o profesie care în Franța și care există în puține țări, anume animator sociocultural, care învață tânărul să-și petreacă timpul liber. Vreau să spun că poate, într-adevăr, și școala și societatea ar trebui să implice mai mult, dar și anumite instituții, astfel încât să creeze niște programe pentru tineri. Familia, să spunem, care datorii, care probleme, care neputințe, chiar și neputințe, există și o neputință informatică, că nu știi cum să tratezi flagelul ăsta. Spuneam acum, în 2013, pentru o misiune, că poate nici în 20-30 de ani nu să învăț atât de mult încât să pot să-i ajut cu adevărat. Am deja din 2006 mulți ani, dar poate până o să ies la pensie sau până o să plec din această instituție, nu o să învăț atât de mult, dar învăț în fiecare zi de la ei și strategia se schimbă. Cum drogul, dar capacitatea noastră este, apropo și de internet și de jocuri și de tot, capacitatea asta noastră este mult mai lentă sau alternativele noastre sunt mult mai puține decât ceea ce vine din spate. Și e o muncă colosală să schimbi un om. Aș mai adăuga aici, înainte să ne vorbiți despre celelalte droguri, cum arată familiile celor care vin la centru și dacă se lucrează și cu ele, dacă lucrați și cu ele, apropo de codependența de care vorbeați la începutul emisiunii. Sunt familii normale. Și mai sărace, și mai bogate. Deci nu, drogul nu alege. E din toată sfera societății. Și în primul rând, părintele suferă. Se lucrează și cu el. Și psihologul, și eu, și de multe ori partea de asistență socială se rezolvă că îl ajută să asigure și alte lucruri. E foarte interesant un lucru. Există două căi de venire la Bunul Dumnezeu. Una a dependentului și alta a familiei. Zice, Doamne, am început să mă rog că nu știu ce să mai fac. Și atunci îl încurajez, roagă-te, dar mai departe, pune-i pe toți ai tăi într-un pomelnic și cei vii și cei adormiți. Vezi, eliberează-te, adună-ți toată familia, tot, că unii zic de ce ai pun să facă lucrul ăsta și de vii și de adunări, spune că cu ce am greșit eu, Doamne, de am ajuns așa. Și am zis, poate n-ai greșit tu, dar spune că părinții au mâncat agorită și copilul ăsta scrie pe dinți. Poate este cineva nemântuit în neamul tău și fă-i un parastas și roagă-te pentru el și du-te la parohie și roagă-te și petrece un timp cu tine și spovedește-te și lasă și când nu mai poți ce să fac, zic, pune-l în grija unui sfânt și când vezi că nu mai poți, pune-l în grija Maicii Domnului. Și, Doamne, eu nu mai pot. Tu mi-ai dat acest copil, știu că Tu îl poți vindeca. Și în momentul în care omul nu mai are o focalizare că el poate să-l vindece sau că el l-a adus la spital, că el trebuie să-l vindece și își eliberează un pic gândurile și mai facem un lucru. Apropo de comandă, și părinții vin tot timpul și sună și ce-a făcut și tot asta. Zic, nu. 10 zile nu mai e problema drogului. 10 zile roagă-te, 10 zile stai cu tine, 10 zile ia soțul și du-te într-o călătorie. Și lasă-l 10 zile, nu îl mai sufoca, că nu îl salvezi, pentru că sunt multe certuri, multe chestii între ei. E un stres foarte mare să ai un copil așa, nici tu nu mai gândești cum trebuie. Și atunci, i-am zis, asta este concediu pe care spitalul și bunul Dumnezeu ți l-a dat să te regăsești pe tine. Și să știți că mulți... Eu pe toți îi sfătuiesc. Găsiți-vă un duhovnic. E un timp de gândire și de reflexie și mulți s-au îndreptat spre credință dintre ei. Dar apropo de tratament, de vindecare a unui dependent, în ce constă acest proces și cât de lung este, cât de anevoios? În toxicomanie există întotdeauna recăderi și în alcoolism și în fumat și în orice toxicodependență. Și în există recăderi, să spunem. Dar în păcate, în calea noastră duhovnicească nu avem recăderi, avem. Procesul vindecării trebuie să fie un proces natural. Adică îi învăț foarte mult și pe cei care au și boli psihice astea să zic, dacă ai fi fost dependent de insulină, nu ți-ai fi dat insulină. Deci tu acum trăiești cu această dependență, dar dă-ți voie să trăiești. Dă-o în spate. Că problema cea mai mare este aceea stresului permanent, că sunt un drogat sau altă chestie. Și narcotice anonime, alcoolice anonime, jucători anonime, grupurile terapeutice de suport au găsit această modalitate inspirată, poate, de Duhul Sfânt, aceea că zice, sunt Gheorghe, sunt Ion și sunt alcoolic sau sunt dependent de etică, fiecare grup cu ce este. Oare noi nu spunem, Doamne, sunt Gheorghe și sunt păcătos? Cu mult înainte Dumnezeu ne-a învățat lucrul acesta.
Calea duhovnicească aduce cu sine multe modele ale sfinților de vindecare. Și fiecare își caută o cale, dar atunci când cer ajutorul Bunului Dumnezeu, se luminează lucrurile. Procesul de vindecare este toată viața, dar ai stări de bine. Adică creierul e atât de versatil, încât și pe tine te duce să mai mănânci ciocolată când ești la cura de slăbire. Ceea ce îi place și aduce aminte doar plăcerea, nu și durerea. Și există recăderi, dar există droguri foarte puternice, cum e heroina, unde există tratamentul substitut cu metadonă, în care se dă metadonă și el devine funcțional. Și se scade doza și câțiva ani. La droguri foarte puternice. Și mai sunt și alte tratamente substitut și câțiva ani, dar el nu mai este dependent de ceea ce este în spate urât. De dealer, de bani, și de substanța care îi aduce moarte, HIV, infecție, etc. Și este control medical și ea, cum și acelalt, insulină. Vine și ia pastilele. Dar el, și sunt tineri care au terminat facultăți, au profesii și tot așa, adică ca o boală cronică. Poate fi, mai ales dependența de substanțe puternice, o boală cronică pe perioadă, dar există vindecare. 2, 3, 5 ani. Aș vrea să vorbesc despre alcoolism ca o statistică îngrijorătoare și știți, noi credem că bărbații beau mai mult. Vreau să vă spun că în rândul femeilor intelectuale și așa au crescut foarte mult incidența la alcool tare între 35 și 55 de ani. Statistic vorbind, a depășit numărul bărbaților de la dezalcoolizare. Poate că bărbații nu vin, nu-și asumă. Nu-și asumă. Faptul că ei le conștientizează este mare lucru. Dar suntem într-un popor în care e obișnuit ca bărbatul să bea și să vină acasă să... Și să da. În ceea ce înseamnă alcoolul, e prea facil. Dar mai facil e telefonul. Și ajungem la necazul cu acel copil, da? Toți trebuie să fim agenți ai schimbării. Cred că toți trebuie să, mai ales responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca părinți, să cultivăm și să semănăm în sufletul copiilor noștri caracter, bunătate, adevăr, frumusețe. Să-i arătăm care este bariera dintre bine și rău. Să arătăm că unele lucruri chiar sunt ilegale, sunt nepermise. Îți ia libertatea, dar mai mult decât atâta, să-l învățăm demnitatea, să-l învățăm că este o ființă umană, că este un arhetip al lui Hristos și că el nu trebuie să adere la rău. Trăim într-o lume în care noi ca părinți ne-am străduit, ne străduim, ne răzbunăm probabil pe copilăria noastră și încercăm să oferim copiilor noștri lucruri pe care nu le-am avut, nu știu, sentimente pe care n-am știut să le trăim sau să le împărtășim. De exemplu, părinții noștri nu erau obișnuiți să ne spună nouă te iubesc. Astăzi îi sufocăm cu te iubescul nostru și aș vrea să vă întreb ce credeți că se va alege de această generație care obține în mod facil totul. Nu știu. Dar cred că putem face noi ceva. Putem fi cu măsură. Bunica mea avea o vorbă foarte interesantă. Spunea, pe copil trebuie să-l pupi în somn. M-a revoltat lucrul ăsta pe mine. Cum adică în somn? Adică să nu-ți arăți slăbiciunile. Așa am înțeles, da, târziu. Adică să nu-i creezi copilului o dependență. Să nu-i creezi copilului pseudo-așteptări și false așteptări și să nu-i dai totul, că el va crede că așa va lua de la toți. Îi va fi foarte greu în societate. Trebuie să-i dai cu măsură și să-i cer ceva, să-l înveți de mic, strângi jucăriile, faci un lucru, uite, eu merg. Am învățat foarte mult părinții cu banii. Și am zis, băi, ăsta nu știe, adolescent, ăsta îți cere bani de toate și vrea atâta, că uite, am făcut și credite, am luat telefon de nu știu cât și alte lucruri. Și zic, nu, tu trebuie să-i arăți, gândirea lui este un pic abstract, așa, ca la copilul ăla care nu știe, trebuie să arăți, atâția bani avem, atât se duc pe asta, atât pe asta, pe hârtie. Și spui, tu te-ai descurcat o lună cu lucrul ăsta. Și spun, atât îți dau, atâta pot. Deci să învățăm să obțină, da. Și nu... Și nu, nu este o iubire să-i dai totul fără să-i ceri nimic. Este chiar o puțină irresponsabilitate. Și cred că hrănim și un orgoliu sau o durere a noastră că n-am avut. Așa este. Hrănim un orgoliu și o durere că n-am avut. Și doi... Asta înseamnă că trebuie să ne tratăm noi. Să ne învățăm, că nu, poate nu e o boală. Să învățăm că și noi la rândul nostru suntem ceea ce suntem întreaga experiență. Ai spus că
Nu, nu ne-au dat părinții sau n-au avut de unde. N-au avut, da. Nu existau. Da, nu putem ridica anatema asupra lor. Da, dar în schimb părinții vreme. Noștri ne-au dat alte lucruri. Am făcut mâncare împreună cu ei, am citit împreună cu ei. Ne-au dat timp. Ne-au dat hainele care au putut, unii poate mai multe, mai. Dar mai este ceva. Neputința este tot la noi din cauza tehnologiei. Noi nu ne rupem nici noi de tehnologie și copiii deja nu mai pot trăi fără tehnologie. Noi trebuie să facem un detox. Un detox în care noi... Un lucru foarte important, de curând s-a descoperit în Marea Britanie o bacterie care este în colb, din care vor să o sintetizeze, care este responsabilă pentru tratarea depresiei. La noi ați văzut cei care merg cu picioarele desculțe în țărână, nu știam de ce sunt mai sănătoși aici. Noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce suntem, trebuie să ne întoarcem la natură. Gândiți-vă că în 20 de ani, și câte meserii au dispărut, ne-am transformat total. În 20 de ani. Mi-a plăcut foarte mult argumentul părintelui Galeriu, care spune: hai să văd o maimuță că evalua creierul, nici măcar creierul unei maimuțe n-a evaluat. Vreau să zic altceva. Noi nu suntem altfel acum, ca generație din urmă. Tehnologia ar trebui să o folosim înspre bine, înspre educație. Să o folosim educație. Noi, nu să ne folosească. Nu să ne folosim. Ea nu ne folosește, este cumva ceea ce am produs. Îi dăm noi putere. Asta e dependență. Asta e și păcatul. Asta e și tot ceea ce înseamnă mecanismul de a fi. La orice lucru pe care îi dai mai multă putere decât ești tu, te cucerești. Era cât pe ce să deveniți medic, ați spus ceva mai devreme, aveți vreun regret? Nu. Nu? Nu am niciun regret, pentru că așa a fost să fie. Am ales conștient. Ați ales o cale mult mai grea. Poate sunt așa un mic medic de suflet și poate că toți acei ani m-a ajutat să pot să devin un preot de caritate, de spital, și toată preoția mea a fost în zona aceasta, eu zic, a iubirii, nu a suferinței. Am fost preot la o comunitate de romi, am fost preot la o comunitate de hipoacuziști surzi și orbi, în Brăila, și apoi la un spital de psihiatrie, și de 23 de ani a vrut bunul Dumnezeu ca să și slujesc. Și sunt de 11 ani aici, la Sfântul Stelian, și încă învăț, și pe calea vindecării îmi dau seama că știu prea puțin. Încerc să fiu acolo, să fac ceva. Nu vă e greu? Nu știu, nu. Nu știu dacă sunt un preot bun și nu știu dacă aș fi fost un medic bun. Ceea ce știu este că încerc și că îmi dau timp să învăț, să experimentez, și mă rog bunului Dumnezeu că El să mă lumineze. Atâta pot. Trebuie să acceptăm ceea ce suntem și ceea ce putem face. Odată ce plecați din centru, intrați pe porțile facultății și îmbrăcați un alt rol. Le vorbiți studenților de aici despre ceea ce faceți dumneavoastră zi de zi? Ei au ocazia să nu le vorbesc. Au citit în cărți asta. Ei vin la noi în practică. Și îmi sunt de mare ajutor, pentru că îi iau cu mine atunci când facem un card unui om, îi iau cu mine la terapia de grup. Unii vin la rugăciune când pot, din când în când, și tot așa. Le explic, facem și prevenție. În războiul ăsta suntem mulți, dar studenții e mai bine decât să le vorbesc, să le arăt acolo. Să vină să stea lângă mine și să vadă. Unii rămân, unii pleacă. Nu toată lumea. Sunt multe în asistența socială, sunt și pentru persoane cu nevoi speciale și multe laturi. Și fiecare își alege o cale. Sau calea te alege pe tine, nu știu. Tot americanii au o vorbă: God chooses the team. Și da, este cât se poate de adevărat. Care este prețul, părinte, cu care faceți ceea ce faceți? Poate că nu există preț. Sunt fericit la ceea ce fac. Dar poate că uneori îi mai vitregesc pe ai mei de timp. Pe de altă parte, prețul este acela că și eu sunt un învățăcel și că am această șansă de a crește acolo și de a învăța. Spunea foarte interesant Jung că scriitorul este un neurotic incurabil, dar am avut curajul să scriu și să spun la nivelul real, de la realitate și de la firul ierbii, ceea ce am făcut eu și ceea ce pot să fac în tratarea toxicomaniei. Și nu e ceva greu, e ceva natural. De multe ori am găsit soluții foarte multe la ei, că îi pun să scrie pe hârtie. Și unele merg la unii, altele nu merg la alții.
Dar eu cred și rog pe bunul Dumnezeu ca fiecare suflet care este încorsetat și chinuit de această racilă, de această grea încercare pe care o avem ca societate, să scape de consumul de droguri și să scape de adicție, așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc, Părinte, că ne-ați oferit din și timpul noastră. Și eu vă mulțumesc prețios. Și este o onoare să putem împărtăși și să aducem informare și să aducem un pic de lumină, să spunem că dacă îl aduci pe bolnav, Dumnezeu îl vindecă și oamenii îl vindecă, medicii îl vindecă. Dumnezeu lucrează prin oameni. Exact.